Vă salut, sunt Virgil și bine v-am găsit la un nou videoclipuri pe ziua de astăzi. Tema zilei de astăzi va fi următoarea, o discuție despre componente de calculator sau PC, personal computer. Câteva sfaturi ce am învățat eu de-a lungul timpului despre aceste piese de calculator, ansamblarea lor și care e cea mai bună metodă. Bun, sunt mai mulți factori la mijloc. Dacă nu ai cunoștințe de IT, de parte de componente hardware sau parte de software, programe sau programaj, poți să te adresezi unei firme, de exemplu EMAG, PC Garage, Cell, Altex, Media Galaxy și așa mai departe. Îl poți lua gata asamblat, mai ieftin, mai scump, nu contează, sau poți să cumperi piesele bucată cu bucată noi sau la mâna a doua și să plătești un serviciu premium de asamblare și testare și atunci poate să fie livrat acasă. Altă opțiune e să apelezi la cineva care se pricepe și plătești ceva sau, dacă nu vreți, eu am optat pentru opțiunea cea mai ieftină. La început de drum am cumpărat un calculator ieftin cu tot ce trebuia pentru el. La pe vremea mea era opțiunea aceea calculator pentru acasă, mai e și acum pentru școli, și era și niște vouchere în valoare de 100 sau 200 de euro. Până în 2500 de lei puteai să iei un calculator cu tot ce trebuie, cu sistem de operare, cu antivirus, cu Office, poate și un joc, tastatură, mouse, monitor, intra în bania, poate chiar și un multifuncțional și era foarte rentabil. Nu erau performante, nu puteai să joci cine știe ce pe el. Aia la început de drum, ca să înveți și să utilizezi calculatorul, era destul de avantajos. Dacă nu poți să studiezi pe internet, zeci sute mii de euro, mii de ore, pardon, de vizualizări, puteți să vă uitați la diferiții YouTuberi români sau străini, de exemplu cel PC Garage, în care au canalele lor și explică cum se poate ansambla aceste componente, cele două mari platforme AMD și Intel. Sau puteți să vă uitați la CFX TV sau în afară Linus Tech Tips, Bitwig, JZ2Sense și așa mai departe, în care vă explică pas cu pas cum a evoluat tehnologia, fel și fel de componente, cum să le asamblezi, cum să-i faci un cable management, adică o gestionare a cablurilor, o cosmetizare în interior, în carcasă și care sunt cele mai bune calculatoare în funcție de buget. Un buget, să zicem, de 500 de euro, de 1000 de euro, de 300 de euro, de 400 de euro și așa mai departe. Sunt mulți pe domeniul ăsta care pot să vă dea sfaturi. Sfatul meu, nu vă grăbiți, studiați și uitați-vă ceea ce doriți să cumpărați. Sunt două mari platforme, AMD și Intel, dar, de exemplu, la AMD sunt multe. AM2, AM2 Plus, AM3, AM3 Plus, FM1, FM2, FM2 Plus. Mai este AM4, mai e STR4, STRX4 și așa mai departe. Cred că mai am sărit câteva, dar nu contează. Asta e pe AMD, pe Intel este 775, este 1150, 1151, 1151 V2, 2011, 2066 și așa mai departe. Sunt fel și fel de platforme, unele mai scumpe, unele mai ieftine. După aia sunt parte iară în categorii, la AMD, Athlon, Sempron, Phenomen, după aia Bulldozer, Radeon și așa mai departe. La Intel au fost pe generații, știți și noastră, Skylake, Haswell, Coffee Lake, Comet Lake și așa mai departe. Aștia au ce au cu lacuri, Lake. Bun, vedeți și noastră, în trecut Intel-ul era la putere și AMD-ul era aproape de faliment. A venit o doamnă care a luat AMD-ul și în ultima perioadă, la jumătate din preț și costul de producție, bate Intel-ul și Intel-ul de-abia se străduie. Vedeți și voi că dați pe un AMD, să zicem, de ultimă generație, maxim 1000 de lei, poate chiar un pic mai mult, iar un Intel cel mai ieftin e aproape 1000 de lei. În schimb, AMD-ul are mai multe nuclee, are mai multă putere și un consum mai mic și e mult mai bun. Și așa mai departe. Acum depinde de voi pe ce platformă veți face, AMD sau Intel. După care vine plăcile de bază, iar sunt parte în mai multe categorii. ATX, MATX, Micro ATX, ITX, Full ATX și așa mai departe. Vine carcasele care de același principiu are. Mini carcasă, middle carcasă, full tower, mai mult pentru servere și așa mai departe.
Nu mai zic la monitoare, acum sunt, erau LCD-urile, e IPX, și IPS-uri și așa mai departe. Tastaturi, mouse-uri, monitoare, perifericele astea sunt wireless, sunt pe Bluetooth, sunt cu fir, fără fir, sunt pe PS2, sunt pe USB 2.0, 3.0 și așa mai departe. La RAM-uri tot așa, sunt DDR2, DDR3, DDR4, o să vină DDR5, la plăci video tot la fel. GDR de la grafică, GDR2, GDR3, GDR4, GDR5 și după aia se împarte iar în două categorii, AMD sau Nvidia. Și aici intră o groază, de exemplu GT 710, 720, 730 și așa mai departe. Astea sunt pe chipuri Fermi sau GTX sau alte tipuri. La AMD Radeon, RX 550, 560, 570, 580, 590 și așa mai departe. Tehnologia evoluează, poate să fie de 2 GB, de 4 GB, de 8 GB, de 6 GB. De 16 giga. Lățimea de bandă poate să fie 228, de 64, 192, 256 și așa mai departe. Consumul poate să fie de 30-40 de W, de 100 de W, de 200 de W și la procesoare tot la fel. Procesoarele vin cu ventilatorul stock, culorul stock, poți să iei unul pe comandă. Acum sunt acelea AIO, all-in-one, adică toate într-unul. Răcire pe apă, răcirea pe apă a fost la început de drum și era cam nasoală, făcea picuri și să putea prelinge pe acele componente să stricau. Acum sunt făcute în așa fel încât vine cu acel radiator, ventilatoare și răcirea tot incorporat, indiferent ce faci, nu se rupe. Ventilatoarele sau culorile carcaselor. După aia mai sunt culorile pentru procesor. Sunt pe comandă, dacă nu vrei părăcire lichidă, faci părăcire pe aer. Acum este sunt, în trecut erau hard discurile de 500, 5400, 5200 rotații pe minute, acum e 7200, 10.000, 12.000. Hard discul dacă vrei clasic, acum sunt SSD-urile, care nu mai au părți mobile, diferența între hard disk și SSD. Hard disk are un disc dur cu parte mobilă și ca la pick-up un vârf, un ac pe care tot scrie să învârtem și acela să învârte la 5400, 7200, 10.000, 12.000 de rotații. Iar SSD-urile au niște cipuri ca la memorii, în care să nu au părți în mișcare, iar durata lor de viață, TMB-ul, TBF, Time Between Failure, adică timpul până când cedează definitiv, 100.000 de ore, 100.000 de ore, 200.000 de ore, asta însemnând 3, 5, 7, 10 ani. Dar are un anumit timp de scriere și citire, adică poate să scrie până la 120 de terabiți, 150 de terabiți. Asta însemnând că durata lui de viață e de 5 ani, 7 ani sau 10 ani. Depinde. La hard disk-uri, dacă ai noroc, poate să dureze mai mult. Depinde și ce faci cu ele. Dacă descarci și de pe internet, dacă folosești pentru editare foto-video, pentru jocuri și așa mai departe. Depinde cât de mult îl forțezi. Dacă și plăcile video, dacă le folosești normal pentru editare foto-video, pentru gaming, pentru mining, adică minerit pe internet, iară reduci timpul de folosire. Acum sunt unitățile optice, CD, DVD, Blu-ray, unele interne, unele externe, majoritatea carcaselor nu mai au acele compartimente de 3,5 pentru ele să bage acele unități și de obicei e unul portabil. Ce să mai spun, sunt aceste adaptoare wireless, interne sau externe, plăci audio, plăci video, căști, multifuncțional, imprimente, scanneri, monocrom, pe laser, adică pe tehnologie de cerneală stil praf sau pe inkjet sub formă de cerneală lichidă, camere web, boxe și așa mai departe. Industria IT e foarte variată, IT&C. Acum depinde ce vă doriți și cum vă doriți și ce vreți să folosiți acel calculator. Nu mai zic de sisteme de operare, dacă nu-ți permiți pe propria ta barbă, îți descarci de pe internet ilegal un sistem de operare, un antivirus, programe, până faci rost de bani. Acum mai a scăzut, poți să intri pe site-ul de astea, SCDKey, în care poți să iei un Office, un antivirus sau un sistem de operare pe câțiva euro. Dacă nu poți să-ți iei o licență OEM sau o licență retail, diferența între astea două e că OEM-ul vine la pachet doar pentru acea placă, acel calculator, iar retail-ul, chiar dacă s-a ars tot calculatorul sau acea placă și o schimbi, poți să instalezi din nou pe alt calculator.
Lista este foarte lungă, fiți foarte atenți ce vă doriți, cele două mari platforme sunt AMD și Intel și de aici rezultă derivații. Puteți căutați pe site-ul din străinătate, acum a început și în România, gen cele mari PC Garage, în care oamenii comentează, mai au și forume acolo, dar în trecut în România nu prea găseai, găseai ceva pe Softpedia sau pe alte site-uri de-astea de forum, gen Kappa sau multe care nu mai sunt. Era depozitul de calculatoare care a fost luat de cel.ro, adică domeniul a fost luat, că firma a dat faliment, Mediadot tot la fel, Azerty și așa mai departe, le-a luat cel.ro, domeniile respectiv și același furnizor e unul și același, nu e altul. Acum trebuie să fiți foarte atenți și la prețuri și la review-uri, dacă comentarii sunt bune sau nu, cu serviciul, dacă acel serviciu este bine pus la punct sau nu. Unele firme vinde produse mai ieftine, dar serviciul lasă de dorit, altele vinde mai scumpe, dar un serviciu de calitate. Nu vă grăbiți, studiați, gândiți-vă la ce-l folosiți. Sunt unele economice și sunt unele mai puțin economice consumatoare de curent. Depinde ce-l folosiți pentru office și pentru casă, să aveți de un fil să navigați pe internet, pentru gaming, adică jocuri sau pentru editare foto-video, cum sunt soci ăștia din social media, YouTuberi, influencer și așa mai departe. E după buget. Puteți să dați 2000 de lei, 3000 de lei pe piese să vi-l asamblați sau să-l cumpărați gata. Sau puteți să dați câteva zeci de mii de lei, depinde la ce-l folosiți și cu cât timp vă amortizați investiția. Așa sunt și cu laptopurile și cu tabletele și cu smartphone-urile. Fiți foarte atenți, studiați, documentați-vă și nu vă grăbiți. S-ar putea ca după o lună, două să găsiți în altă parte mult mai ieftin să vă pară rău. Deci, uite-vă, dacă mai așteptam, era mult mai bine. Dar diferă, mai sunt și sursele, tot așa, sunt certificate, cea mai simplă 80 bronz, după aia vine silver, vine gold, vine platină. Cele mai bune sunt cele gold și platină, adică aur și platină, certificate de la 80 în sus, 90, 85, 87, 97, 95 și așa mai departe. Acum există și configuratoare pe internet în care puteți să alegeți platforma și să specificați acolo cam ce vreți să cumpărați și vă recomandă ei sursa. Nu trebuie să luați nicio sursă overkill prea puternică, de 850 de W, să zicem, sau 1000, decât dacă vă trebuie. Dacă schimbați des componentele, dacă luați componente mai mâncătoare de curent electric, eu le zic necofrage, mănâncă foarte mult. Dacă nu, puteți să luați, să zic, până în 650 de W, va ajunge. Dar să fie aur, gold sau platină, sau platin. Altfel, în niciun caz de asta, să fie modularea, pentru că în carcasă puteți să băgați toate firele, dacă nu, băgați doar fix ce vă trebuie și la ce piese vă trebuie, să nu arate urât și pentru estetica carcasei. Lista e foarte lungă, pe lângă asta mai vă trebuie și programe de calculator, găsiți pe internet, unele sunt gratis moaca și chiar să-și fac treaba mai bine decât asta contracost, altele chiar vă trebuie contracost, dacă nu vă permiteți, descărcați și voi. De pe anumite site-uri le găsiți, nu încurajez pirateria, dar nici nu o blamez că noi ca români nu prea avem putere de cumpărare ca un englez, francez, am 2000 de euro salariu și îmi permit să dau 100 sau 200 de euro pe un sistem de operare original, 100 și ceva de euro pe un antivirus și pe de-asta de editare foto-video sau ce mai trebuie mie, 700-800 de euro, nu-mi permit așa ceva, normal că folosesc de-astea contrafăcute. Astea contrafăcute poate să fie pline de paraziți, poate să te infecteze, mă refer la calculator, dacă deții date personale poate să fie compromise și alte lucruri, dar o faci pe barba ta, pentru că ai nevoie, un calculator fără aceste lucruri nu prea e calculator. Îți trebuie un sistem de operare, un antivirus, niște programe ca să funcționeze. Eu pe vremea mea când am cumpărat un calculator, am crezut că dacă îi bag și internetul, e ca la televizorul, pornești și gata, merge. Își face singur setările. Nu. Îți trebuie un antivirus, un sistem de operare și programe, altfel nu merge în niciun caz. Și în timp se poate strica cu voia ta sau fără voia ta, depinde ce ai cumpărat. Eu de obicei prefer să cumpăr produse la prețul de mijloc, nici cele mai ieftine, nici cele mai scumpe și după ce mă documentez în prealabil cam de tot ce există pe piață. Mă uit și la Cel și EMAG și PC Garage și ce mai e pe acolo, studiez, mă uit la YouTuber din România și străinătate, ce recomandă ei, ce face ei și în momentul când am strâns acei bănuți, mă duc și îmi cumpăr acea piesă, dar cel puțin un an, doi nu o să am probleme și nu mă răzgândesc că am luat-o și gata, acum dau banii pe alta, în niciun caz. Așa să faceți și voi, studiați, întrebați, documentați-vă, adresați-vă persoanelor în cunoștință de cauză,
nu vă spiiți, nu vă grăbiți, aveți grijă și cu asta gata, asamblate, că unele piese le bagă mai ieftin ca să facă economie, dar ție ți le bagă la preț dublu și în timp o să reziste. De obicei, la calculatoarea asta gata făcute de 3-4.000 de lei, sursa cam lasă de dorit. E o sursă proastă sau la ventilatorul procesorului nu este unul pe comandă sau placa video nu e așa. Sau placa de bază nu e cine știe ce, una din piese tot timpul e mai slabă și va duce la distrugerea acelui calculator. Iar ei îl fac în așa fel încât să reziste doar 2 ani cât e în garanție, ca să nu vii să te duci pe capul lor. După ce ai ieșit din garanție, pași la revedere. Poți să-l bagi tu într-un service sau să ți-l repar tu singur. În sensul, găsești problema în calculator, arunci acea piesă la gunoi sau recuperi ce se poate recupera din ea și îți cumperi o piesă nouă. Dacă nu-ți faci un calculator nou, sfatul meu, mai bine să vă cumpărați un calculator pe bucăți din componente și le faceți voi. Puteți să-l faceți și la mâna a doua, există și pe OLX, fostul Mercador și alte site-uri în care puteți să le luați. Problema e că nu aveți garanție și siguranță dacă acel produs merge sau nu merge. Dar de multe ori există un canal pe YouTube de un băiat, cred că se numește Pirații IT, care face aceste piese la mâna a doua și de multe ori are mare noroc și la jumătate din fracția unui calculator nou, să zicem, dădea 4.000 de lei pe un calculator nou, iar acele piese gata folosite îl costă 2.000 de lei. Din 3.000 de lei îl costă 1.500 și așa mai departe. Bun, îmi spune și el că nu are siguranță că se poate strica, nu-ți oferă garanție producătorul, garanție la el, dar nu să-l sun după aia, bă, s-a stricat două un service. Nu. Dar măcar îți faci treaba cu el. Că poate să pognească și mâine, da. Dar când ai un buget fix, mai bine faci așa. Acum am văzut și pe internet, există site-uri care fac produse la mâna a doua, se numește refurbished, adică recondiționat sau remanufacturat de producător. Adică, de exemplu, îți cumperi un laptop de la Dell și Dell zice, noi avem o ofertă, tu ai laptopul din 2007, atunci îl nouă și îți facem reducere de $200 sau 200 de euro și îți dăm un laptop care valorează $1.000 sau 1.000 de euro. Atunci, de fapt, dai, să zic, 800 sau $700 sau euro. Ei, ce face producătorul ăla ca să nu polueze? Sau să crească costurile de producție, să topească din nou acele piese tot și să refacă din nou, costă foarte mult. Înlocuiește ce se poate înlocui și spune laptop la mâna a doua din 2007, remanufacturat, schimbat piesele în el ce sunt stricate și actualizate cu unele mai noi, să zicem, în loc de un hard disk bagă un SSD, în loc de o unitate optică mai bagă un alt hard disk sau altceva. Și îl face ca nou, să zic, avea Windows pe el XP sau Vista sau 7 sau 8.1 sau 8, bagă Windows 10 și așa mai departe. Dar are garanția de la producător. Sau sunt firme, cum e două firme în România, dar momentan nu le-am reținut site-ul, în care aduce, în ghilimele, carcase, unități de calculator gata asamblate cu tot, zice ei, noi nu cele, nu la mâna a doua, are și produse la mâna a doua, dar sunt făcute pe Intel. Pe Intel în ce sens? Generația a doua, generația a treia, generația a patra. I3, I5, I7. Vă dați seama, orice piese care au rămas de la producător le-a asamblat o altă firmă, în niciun caz ei sau chiar ei, iar dacă nu e așa, noi sunt de-astea remanufacturate, refurbished în engleză termenul, sau la mâna a doua și le vinde drept noi, sau spune direct sunt la mâna a doua. Numai că sunt generație mai veche, fiind generație mai veche, există și virusul ăsta inspectre care dă peste cap parametrii la componente și poate să ardă calculatorul, dar ei îți dă și niște programele care să poți să actualizezi, să n-ai probleme. Acum diferă de la producător la producător și depinde ce vrei să îți cumperi. Fiți foarte atenți, studiați, nu vă grăbiți, faceți-vă un buget, domne, cam cât pot să-mi dau pe acel calculator, cam cât e bugetul meu și în cât timp îl pot face. Gândiți-vă, dacă aveți un buget de 3.000 de lei, puteți să mai așteptați și să luați piesele în loc care, în loc ca o piesă să coste, să zicem, 1.000 de lei, poți să o iei cu 700 peste câteva luni. Bun, într-adevăr, o să fie de generație mai veche, peste 6 luni apare altă tehnologie. Asta e marele avantaj de să ieftinește majoritatea pieselor pe orice domeniu. Pentru că apare altceva nou, altceva nou. Și dacă producătorul scoate altceva nou, este un prilej bun pentru noi de a lua ceva mai ieftin. Bun, nu o să ai ultima generație, dar nu te interesează. Hai să zic generația 8-a la Intel și ajungi la generația 10, nu te interesează. Cam același principiu, e că mărește un pic viteza la procesor, că mănâncă mai mult RAM sau mai puțin RAM, că mănâncă mai mult curent electric sau e mai economic. Nu asta e important, își face cam același principiu. E mici bunătății, de acele mici bunătății
obligă consumatorul să cumpere altceva nou, pentru că e o societate de consum. Interesul lor e nu să facă un produs să reziste 10 ani, interesul lor e să facă un produs să reziste 5 ani. Dacă nu se strică și încă funcționează, ei odată la 6 luni n-am scoate alt produs, te oblige pe ăla să-l arunci la gunoi sau să-l dai lor înapoi și face economie, ei le remanufacturează, le refac la mâna a doua sau mai au pe stoc noi și le vinde în țări în curs de dezvoltare, cum e România. Că nu putem să zicem că suntem o țară super dezvoltată din categoria A, B sau C. Noi suntem chiar o țară bananieră în momentul în care am ajuns acum. Sau din Orientul Mijlociu sau din Africa, țări emergente, țări care de-abia își dezvoltă economia, cum ne dezvoltăm și noi. Că nu putem să zicem că avem o super economie. Majoritatea ce producem în România, multinaționale, se duc la ei acasă, iar la noi taxe și impozite nu prea plătesc. Asta e adevărul. De-aia românul e inventiv și descurcăreț. Numai că inventivitatea asta și descurcăreața asta ne cam duce într-o pantă în care mie, sincer să fiu, nu prea îmi place. Dacă v-a plăcut acest subiect, vă mulțumesc. Dacă nu, nu. Dați like, dislike, abonați-vă dacă vreți. Dacă nu, nu. Înjurați-mă, iubiți-mă, urâți-mă, e treaba dumneavoastră. Eu spun la modul general, pe subiectul ăsta de IT se poate discuta ore întregi. Eu am zis la modul general și câteva idei. Dacă e să dezvoltăm la procesoare, la procesoare, la ramuri, la ramuri și așa mai departe, diferă și trebuie să studia. Și mie mi-a fost greu la început de drum. Mi-am luat un calculator mai ieftin. Nu a rezistat cine știe ce, dar mulțumesc că am reușit să învăț, să fac experimente pe el, a rezistat. Și după ce mi-am făcut cât de cât un ABC pe IT, am reușit după aia să-mi fac altul și altul. Și încă nu mai studiez și consider că sunt depășit, că eu mă axez mai mult pe partea de hardware, de componente, mai puțin pe partea de software sau de programare sau programe. Dar am voință și vreau să învăț lucruri noi de fiecare dată și să împărtășesc și cu alții ceea ce știu. Și să mă înconjur de oameni mult mai capabili decât mine, mult mai deștepți, mult mai mansartați. Chiar dacă nu arată super bine, nu asta e important. Important este ceea ce ai în suflet și ceea ce ai în minte. Dacă ești un om de omenie cu coloană vertebrală sau dacă ești un om total neserios. Sau cu bling-blinguri, dar de fațadă. Mie nu-mi plac oamenii cu două fețe, de fațadă și una zic și alta fac. Nu e stilul meu. Eu sunt o persoană foarte serioasă care a trecut alături de familia mea prin multe bucurii și necazuri, mai mult necazuri decât bucurii. Și școala vieții și familia m-a călit și m-a făcut să văd viața cu alt ochi și să fiu foarte atent ce se întâmplă în jurul meu. Așa vă zic și vouă, studiați, învățați, cum a zis și Lenin, învățați, învățați și iar învățați. Da, teoria, teoria, ca practica mă moară, asta e important. Pun în practică ceea ce învăț. Și fiți echidistanți și gândiți-vă, îmi trebuie, nu trebuie, pentru cultura mea generală, nu-i pentru cultura mea generală. Sfatul meu, la mine totul trece prin stomac și prin buzunar. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fiu închis la minte și să mă comport cum să mă comport. Dacă vrei să ieși în lume și să ai diferite conversații și cu un om cu doctorat, dar și unul analfabet, trebuie să știi cum te să comporți, să știi cum să vorbești, să ai vorbe la tine, să ai școala vieții, să lași loc de bună ziua și, ca metaforic vorbind, să cazi ca o pisică în picioare, cu un pisic care nouă vieți, așa să faci și tu, dar toată lumea să zică, da, domnule, e un om de omenie, un om de 10 este un domn. Asta vă zic și vouă, fiți deschiși și învățați lucruri noi, ca să nu vă zică nimeni că sunteți analfabeți funcționali, că ați terminat ceva și mai vreți, că sunteți încăpățânați, că sunteți un catâr și intrați ca măgar în ceață, nici chiar așa. Învățați, analizați, puneți în practică și bucurați-vă de viață pentru că e prea scurtă și prea frumoasă. Vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată. Domnul Radu vă salută, ne vom vedea data viitoare la un nou videoclip. V-am salutat!